Pe lună. Pe lună. Unde? Noi românii avem o vorbă. Vai, săracă, țară bogată, da? Trăim pe resurse, pe gazele din Marea Neagră, pe aur, pe rezerve de cupru. Și am ajuns să ne împrumutăm și dăm vina pe guvernele trecute, pe guvernul PSD, pe azi mâine dăm vina pe guvernul Ceaușescu, dar nu putem da vina pe guvernul Ceaușescu că n-a avut datorii și l-a plătit în 89, da? Ei, să ajungem acum să noi politicienii, sau unii dintre politicieni, să găsim vinovați. Dar noi când ne-am asumat această guvernare, trebuia să știm și indicatorii, sau trebuia să știe și indicatorii economici, și în ce intră în această guvernare și ce vor face în această perioadă până la alegeri. Da? Mă și distram aici cu colegul de platou când zicea domnul ministru că oamenii știu că se împrumută mai ieftin. Ne crucim când auzim aceste cuvinte. Pe oamenii interesează cu cât se împrumută guvernul. Știu ei acest lucru. Ei știu că nu și-au pensiile la timp, că s-au întârziat pensiile în luna ianuarie, că nu știe dacă vor lua pensiile mărite, că acești copii cu alocațiile nu știu când vor lua părinții alocațiile. Asta îi doare pe oameni. Și noi ne jucăm cu vorbele pe indicatorii economici. Pentru că tot ați ajuns la acest capitol, vreau